pregătit să gestioneze pandemia? Cum este pregătit? Ați văzut, cred, în datele pe care le-am prezentat până acum. Și vă întreb pe dumneavoastră, cum l-am întrebat pe domnul Apostolescu, ce e de făcut azi, până la vor fi anticipate, până o fi un guvern nou, domnule Oneașcu, ce e de făcut azi? Întâi, la 574 de morți, este de a ne gândi să adresăm condoleanțe familiilor și să ne ferească Dumnezeu pe cei care sunt în pericol de a se îmbolnăvi, sunt deja îmbolnăviți și care privesc cu groază spre ceea ce înseamnă evoluția pandemiei. În al doilea rând, nu mai este timp de vorbe, ci doar de fapte. Pentru aceasta, în chipul cel mai responsabil, Partidul Puterii Umaniste, eu personal și rog pe toți românii, indiferent de culoarea politică, așa cum a spus managerul de la Matei Balș, să ne luăm soarta în mâini, pentru că într-o democrație înseamnă puterea poporului, și să ne facem noi gestionarea pandemiei așa cum trebuie, pentru că ei nu sunt capabili să o facă. În mod concret, am înaintat Guvernului României ieri o adresă, o cerere, o somație prin care am cerut să se purceadă la un prim pas, și anume testarea în fiecare săptămână de două ori în plan național a oamenilor în mod gratuit. Ce înseamnă aceasta și de ce am cerut-o? Atâta timp cât eu vin aici, în mod evident, dacă nu mă testez, dumneavoastră nu veți ști dacă sunt bolnav, dacă nu sunt bolnav, dacă sunt purtător sau nu sunt purtător. Așadar, există riscul de a transmite. Pe de altă parte, pentru mine, dacă reușesc să mă testez asta și reușesc să văd că sunt pozitiv, atâta timp cât am depistat boala acum, am toate șansele să mă vindec, am toate șansele să scap. În contextul în care vaccinarea, n-am nimic împotriva vaccinului, n-am nimic cu cei care nu se vaccinează. Dar atâta timp cât vaccinarea este gratuită și se fac și tombole în modul cel mai rușinos posibil, atunci este nevoie de o testare în masă a populației în mod gratuit. Dacă nu se va răspunde astăzi de către guvern, pentru că până acum n-au răspuns în niciun fel, deși somația este publică, în emisiunea dumneavoastră, îl somesc pe domnul prim-ministru, care face totul, așa cum vedeți foarte bine, eu înțeleg că nu este foarte bine, ministrul sănătății și membrii guvernului, dacă până de seară la această adresă nu dau răspuns prin a face un program de testare gratuită a populației, în mod evident, mâine dimineață noi vom deschide o platformă prin care chemăm pe toți românii care gândesc la fel să ne câștigăm acest drept în instanță, mai într-un țineți proces minte, național. Domnule Oneașcu, că asta cerea profesorul Cercel de când a început pandemia, nu acum, să se testeze Diana Tachela. Vreți să vă spun ceva? Împreună, vreți să vă spun ceva? La scări de bloc să se testeze, măcar dintre, în București? Sunt unul dintre oamenii care a vorbit atunci cu domnia sa și care m-a uluit, efectiv, dați-mi că a fost distrus, a fost eminamente distrus de un sistem ca profesorul nostru. Să vă dau exemplu zilei de astăzi. Avem 18.863 de cazuri noi și doar 15.000 de cazuri în baza definiției de caz a protocolului. Asta înseamnă că oamenii se depistează în continuare pe banii lor. Pe banii lor, iar DSP-urile nu fac nici măcar testarea contactilor. Că dacă ai avea la 18.863 de cazuri noi ori 3 contacti, am s-ar vedea numărul de teste, dar ne întrerupem pentru breaking news de breaking news, doamne.